人はいえ。はい。はいはいはい、返して。しばい。はい、ビブ。はい。ヘブ。ヘブ。はいはい、返して。はい、ビブ。Mergem să bem un pic de apă rașii din pământ. Hai să vezi cum cură de fain. Deci ca să înțeleagă toată lumea, uite cum ai făcut tu, ai adus cățăii de mici în munte. Da, ca să se învețe aici. Să știe că e calcă oie, că e calcă un câine, că e mușcă un câine, să știe să crească aici, nu acasă. E crește acasă, nu să știe aici când sar câini în pădure, exact. Când vine ursul. Ștefan, acum am văzut câteva imagini cu ursul ăla mare. Da. Ca să vadă lumea ce animale sălbatice te deranjează pe tine. Și tot timpul ești în pericol aici și îți pui viața în pericol până la urmă. Cum ai spus că te-ai întâlnit cu el? Cum am întâlnit ziua mare, cum? S-a ridicat în două picioare, nu pot să-mi imaginez cum a putut să fie. A fost foarte mare, foarte mare. De-aia aici trebuie foarte mulți câini în munte. Păi ce fac? Ce fac cu 3-4 câini aici, în munte? Și poate număr din tăți. Păi și ai și să zic că ai... Dacă sunt mai mulți și număr tăți, măcar bat acolo pe lângă tine, tot fac ceva. Și te scot dacă te cumva scot ai ceva. Acolo, da. Thank you.
Vă salut, prieteni! Azi mă aflu munții Rodnei, la prietenul meu Ștefan Ciuntirei. După cum puteți vedea, am avut o distanță destul de lungă de parcurs. Încă mai am, cred că, o jumătate de oră până ce ajung în vârf. Acolo puteți vedea locul de unde am pornit de la stână și am venit așa pe traseul ăsta, pe care vi l-am indicat cu degetul. Așa, din prima vedere se vede traseul foarte scurt, dar să știți că am avut foarte mult de venit pe el. Priviți ce frumos se văd norii. Este ceva de vis. Ceva de vis. Munții Rodnei. România noastră frumoasă. După cum puteți vedea, am ajuns pe creastă. Încă nu l-am găsit pe Ștefan, el a fost aici. O să trec creasta și cu siguranță o să fie aici. Uitați. Haideți că o să merg așa, cu camera pornită, să vedeți ce peisaj de poveste o să fie după această culme. Păcate nu se poate vedea tare bine, pentru că pe partea aia este negură, ceață foarte deasă. Priviți. Și acum se apropie de mine un nor foarte mare. Abraha.
Na le mana. Ira. Va. Hai bu ha. Ștefan, te salut! Salutare! Doamne ajută, bine te-am găsit! Bine te-am regăsit și eu! Fain aici sus, în vârf de munte! E fain, fain! M-ai adus într-o zonă superbă! E super fain aici! Aici, pe niște creste de vis! Uite și câinii ce fain stau la tine, uite ce mult te iubesc! Se adică tu ești stăpânul lor! Nu se lasă de mine! Mi-a lăsat așa de înturnat! Sunt niște păpuși, uite tu ce frumos să joacă cu tine. Da. Ștefan, cum faci de poți să ții haita așa de unită? Uite tu ce frumos stau unul lângă altul și tă după tine, te roată pe lângă voi. Când te cunosc. Dacă, no, cum să zic eu, sunt destul de mult. Și, no, trebuie să ai răbdare, să joci cu tăzi pe rând. Să-i, și iau, cum să zic eu. Nevoile lor. Nevoie de... Puse așa, îmi prim mâna pe ei, mângâia de... Da, au nevoie de afecțiune, da. Bravo! Da, corect! Ia, se joci cu ei, caco! Nu mai ai unul care e gelos, ia văd că e gelos ăla! Bobiță, bobiță, el e... El să nu te joci cu altul și cu el nu! Îi mai trimiți așa după oi, sau... Când e nevoie. Când e nevoie. Când... Așa nu prea. Când e nevoie, le mai trimite încă un pic. Până acum am avut ceață mult aici, nu prea s-o văzut și pe aici și până împrejurim. Ies alta, urcă alta. Urcă alta. Bita. Stau rău oile pe ceață. Cum? Stau rău oile pe ceață. Nu stau rău, mă trebuie să-și atent, să nu-ți rămâie, să nu se împartă, să nu se... pe ceață. Dacă mai rămâne, mai... Băi, gata, băi. Și ești rău, hă? Biță. Hai, lasă bota, Bobi. Bobi! Bobi! Hai, bă. Pule cu ei. Ștefan, vine toamna. Se simte așa pe iarbă aici sus în vârf de munte? Nu se simte. Iarbă, iarbă, iarbă. Mă las. E mare acum, iarba. E mare și... Cam mare. Nu-i umblată? Sau nu am umblat, nu prea umblat oi pe aici. Am mers acolo în vale, pe ce la munce. Pe aici au mai venit din vale, altfel. Deci nu sunt animale, pășuni nu, ar fi. Pășuni ar fi, hai de mine. Uite-te ce frumos stau aici, ca și legate. Destul de mare iarba. Cum a trecut vara asta? Bă, bine. A fost cam ploioasă. Da? În rest a fost bine așa. O vară bogată. Fost... Cu ploi, cu soare. Da. Nu a fost bai, nu a fost, cum să zic, urât.
Lăptuc la oi mai ai? Da. Mai dau, mai dau. Tu până când le mulci? Până la 1 septembrie le mulc tăche praf. De acolo încolo le mai cat mamele ca să nu se strâșe, care rămân de la 1. În rest, cam așa. Nu ți s-a mai întâmplat să ți se rumpă oile în două? Cum a fost acum? Adică nu că ți s-a rupt. Nu, că dacă ești atenți. E rău cu ceața asta, uite-te cât tu cum vine, da. Că imediat mai vedem la 2 metri. Da, cu ceața e mai... Dar nu mi s-a întâmplat. Anii nu sunt multe aici, da. Ce să zic. Nu cartuș. El e cartuș și celălalt? E Larisa. Larisa. Și celălalt bobiță și Virga. S-a învățat? Da. Că s-a învățat, să-s gata. S-a învățat. Ea e cam mai puturosă, da. Să duc și așa. Ce face treabă. E dat în strungă, dau tăți. Te mai întâlnești așa pe munte și cu alte turme? Azi m-am întâlnit cu ăsta aici din vale. În rest nu m-am întâlnit. Nu ți-e frică să se adune oile? Nu. Să se adune la oaltă, acolo, nu. Nu dai unul, le dai încolo, în coș. Numai așa dacă e bună, mai nebună și... E mai bine, e bine așa când te mai întâlnești cu cineva, mai schimbi o părere. O azi, vorbă. Hai să așa acolo, stăteai în povești cu ușelul. Uite la Lambert până unde a venit, până lângă mine. Acum nu mai face nimic. E gata? O pus, nu știu cât o pus ea. Cartuș! Vara asta ai spus că sta bine cu mâncarea la oiță. Da, a fost mâncare. A fost mâncare de lapte? Și de lapte, și a fost mâncare. Oile-s bune, oile-s... Grasă. Grasă. Da, a fost mâncare și încă e mâncare. Am văzut că astea trifoi, ghizdei. De tot. De ce vrei. De ce vrei. Și cred că aici ai putea să stai cu ele până prin septembrie, octombrie. Poți să stai, poți mai demult să stai până în 15 septembrie, prin munte. Cred că și mai mult stăteau. Am prins și eu, am stat până prin 15 septembrie. Păi dacă ai mâncare, de ce să nu stai? Stăteai mai mult în munte, că nu cosau oamenii. Cosau oamenii tot locul. Da, și cosau câte rânduri de otavă. Și acum... Băi, bună, nu-i cosește nimeni, nu mai lucrează nimeni terenul. Ai reușit să mergi și pe acasă să-ți faci mâncare la animale pe iarnă? Am reușit, am făcut, dar e puțin, încă mi-am de făcut mult. A fost ploios, timp ploios. Am mers eu acasă la fândă, bună, tot plouă, tot lucrurile numai pe fugă. Da. Când te apuci de lucruri, dai, nu te mai oprești.
Trece repede o vară de asta. Cam repede o trecut, mie mi s-a părut repede, repede. Uite, a trecut două luni de când ai urcat în munte. Când s-a urât, nu trece repede. Dom'le, dacă nu mi-a fost urât, am stat lângă ele, am mai fost și acasă, la fân. Unde ai trecut timpul? Da, așa e, când faci cu drag, toată lumea. Exact, dacă faci și ți-a urât și nu ți-a drag, pă nu, cred că nu se merită să le... să stai, să... la ele. E dacă nu mi-a fost, cum să zic, mi-a fost dragi și mi-a plăcut să stau la ele, pă, nu m-am gândit la casă, nu m-am... Te-ai gândit, că n-ai cum să-mi te gândești, că în fiecare seară când pui capul jos, când te mai liniștești, te gândești. Cum să-mi te gândești? Te gândești, dar nu ești numai cu capul, numai cu gândul, numai la casă, la... Păi ăsta e business-ul tău și dai seama, trebuie să te gândești, să faci, să drești, să iasă te lucrurile cum trebuie. Cum să faci cu ele, să iasă bine și... Cum a trecut brânzanul ăsta? Foarte bine. Foarte bine, că și acum mai avem comandă de brânză. Dar trebuie să ne mai oprim, să ne facem și nouă. Să avem, pe iarnă. Brânza s-a trecut bine neazvara. Și așa o să fie și de acum încolo. În fiecare an o să treacă și mai bine, și mai bine. Dar gândește-te, uite-te tu aici. Cum să nu treacă? Atâta floră de munte, atâta iarbă, uite, sănătoasă. Da. De parte de poluare, de parte de tot. S-a trecut bine. Și s-ar mai trece, numai să știe. Dar de acum nu. Ce poți face? Trebuie să mărești efectivul. Da, și oile, da, e bine, efectiv, da. Dar zic, oile de acum dau numai înapoi, nu mai dau. Dacă a trecut așa bine, chiar că s-ar merita să mai mărești efectivul, dacă da. Se poate. Am luat mai mări. Am mai ținut mieluță și am trecut și anul ăsta și... Cât ingan, cu ajutorul lui Dumnezeu. Da, pe cum? Am văzut că n-ai scos berbecii, nu-i scos deloc? Nu-i scos. Noi nu i-am ales, eu de când am oi nu i-am ales niciodată. Anul ăsta, dacă aleg, mi-o un pic, îi duc acasă, mă dăra. Să-i țin, în rest. De ce? Nu-i lăs să mărlească? Îi lăs să mărlească, dar îi duc un pic acasă să mai... să mai domnească un pic. A, să le dai ceva mai... Da, să le dau ceva porumb, ceva ovăs. Cap. Că a rămas nici că nu s-a făcut nici cum trebuie, a rămas mai micuț. Știi, mă! Se vede dacă mi-a trecut acu de acu. Nu am curățit-o, dar... Știi, bă, bă, am avut unit. Dacă vrei curățit-o tu. Știi, mă! Oile sătule. Da. După cum se vede, s-au așezat. Așa de fain s-au împrăștiat acum și mănâncă. O tură mănâncă, o tură stau. Le mai lei și să stai așa de amiază? Nu. Am într-una tăi le-am... Tăi am mărs pe ele. Nu le-am lăsat să dorme deloc pe munte. Dacă merg la patru, la muns. Ce probleme ai avut anul ăsta la oi? Ai avut ceva probleme? Probleme, boli. Cu șciopul. Atât o șciopat anul ăsta. Ba, le-s umflat ciorile, ba, s-o mustit, ba... Atât, cam așa. O capră, mâncat niște de asta, o mag de la bureană de aia. O trei vă doar strâng șase nopi, eu murit. Mag? O mag. O mag? Mhm. Un fel de bureană. Dar eu nu cunosc, numai... E acolo mâncat pe partea aia. Acolo e de ăla. E o bureană foarte periculoasă. Utrăvitor înseamnă. Mhm.
tratamentele oile ai făcut aici? Sau le faci când cobori? Aia am să le dau pe gură, dar le dau când mă duc acasă. Trebuie să le dau. Le-am dat azi primăvară când am urcat. De două ori le-am dat pe gură, le mai dau de două ori și merg acasă. Ciocamdată le ajung. Câinii cum omorți vara asta? Câinii omor și câinii. Câinii. Numai tazie, sunt cam grei pentru munce. Sunt mari. Să trag, mincinaș, poate să fie cât de graș. Mincinaș, să trag. Muncile e oblu, e tătăzau la oi. Până contează și ne merg la oi, îi mărg. N-au... Poate să fie om străin să margă la ele. Păi s-o văzut și acum cum a fost tăță sreoată pe lângă oi. Câți ai? Ai câțiva? Poți nouă, am ei și trei al omul ăsta care cu mine. Da, că nu-s mulți, 12. Nu poți să zici că sunt foarte mulți, mai ales aici, că e, așa, că e atâta sărbăticiune. Da. Uite acolo și ăla, veșinul cu el. Da. Bă, lupul nu umbla deloc, de când suntem veniți, doamne, spunțam, nici să nu umble. No. Ursul a ieșit acolo într-o sară, dar nu erau câini, era de porneal. A ieșit, a trecut așa pe sus strungă, un urs, dar nu mare, pe sus strungă la peșin. Mă rea să vezi să iai oi, nu. Nu, m-am trozit aici pe hățaia ăla unde l-am deschis azi primăvară. Am mers, era dimineața, pe la 9, jur de 9, am ajuns pe hâțai. Văd că trage lembăr și cunelul, trag pe nas, dar nu i-am luat în seamă și s-a dus. S-a băgat acolo în cicătul legeare, bine, era plen cicat. Și nu mă aud odată oile, tăce grămadă, s-au strâns care au fost înainte și nu mai mers deloc. S-au oprit și ele, au văzut că ei. Și mă duc înapoi și eu, câinii bătrâni, tot acolo, tot băteau. Și când mă uit la deal, s-au ridicat în două picioare ursul. Era cât o vacă mare, mare de tot era ursul. Un cap, un grumaz de el, un urs negru mare. S-a uitat numai în vale să vie pe oi. M-am sugerat la câini, le-am dat un pic de tupeu și l-au luat câinii de el. L-au învârtit aici prin angreș, la deal. L-au dus bucată bună la deal. Deci de la deal au vrut să atace? Da, de la deal să se arunce în vale. Și înaintea lor. Nu să fie în spațiile lor, cum s-a zis și că... Care au fost câinile care au sărit așa? Care... Au dus câinii? Sau tăți au sărit? Tăți au dus, dar prima dată Nelu cu lembăr o tras pe nas. Care, Neluțu? Neluțu, Nelu care l-am adus la... Ah, Nelu, Carpatinu. La Deșori, da, Carpatinu. Da, da. Eu o tras pe nas și l-o simțit și... Dar nu i-am luat în seamă că s-au dus. Și negru așa a fost ca și cărbunile? Negru, mă, negru. Un urs mare, mă, și avea un grumaș în cap când s-au ridicat în două picioare. Am tu ai apucat să-l vezi, dar n-ai apucat să-l filmezi tare n-am bine. N-am apucat, al filmat cum trebuie. Că a fost pe moment, tot. A fost pe moment, tăpraf. Înseamnă că sunt aici, mă. E mare ursul. Oricum, dacă rămâne ceva, oricum, e a lui. Da, greu îi scoți de la un urs așa mare, greu. Nu. Îi scoți, nu zic că, poate îi scoți. Dacă îl hăituiesc câinii. Eu oricum nu mi-aș risca viața să fac o lotul să-și ia lui. Dacă așa a vrut Dumnezeu păi, să-și ia exact, lui. Eu nu mă bag să-mi risc viața, mai ales la cât o fost de mare, oricum nu mă băgam eu să... Ia lui și să-i... Ai dreptate, să știi. Mai e așa pe moment că... Fără să-ți dai seama, poate adrenalina te ia și te duce. Păi nu, cum dar să nu. Zic, adrenalina. Un pic acolo m-am dus eu cu câinii, le-am dat un pic de gură, am văzut că fuge, am gerat la câini, le-am dat gură și l-au luat câinii. Păi dacă vedeam că vine în vale pe oi și pe câini, feream eu, nu mă băgam eu. Normal, te cum ferei. Cum aud pe alții că se bagă pe urs, se duce. Mai sunt, nu sunt oameni încurajoși. Dar trebuie să ai și câini care... Exact. Și tu ai câini puternici. Eu nu zic că, nu, și câinii s-au băgat, să bagă la urși. S-au dus aproape tăzi praf. Tăți omări și...
Și o, doi, ori, trei, au și venit lângă oi și rotă lângă oi și de acolo, nu? Dar oricum nu mi-aș risca viața, dacă o luat-o, duce, duce cu ea cu tătă. Ce să-i fac? N-ai văzut o mușca din el? Nu, nu putut, dar Nelu Carpatin și cu lemărul mărs aproape de el. Dar nu putut, era cicături, urât de tătă unde l-am. N-o dat după câini cu ceva? Nu, nu. O s-o dus, mă, o fugit de numai. Ce să zic? De mare a fost mare. Eu când l-am văzut în două picioare, m-am gândit că vine pe oi. Că nu era distanță mare dintre oi și... Când l-am văzut în două picioare, așa m-am gândit că zic, e pe ele. Nu, l-au plecat. Și aici stă. Prin Berenghe și ăsta încolo. Ceilalți nu au avut probleme? Prieteni de tăi, colegi? Eu s-au dus că au avut, dar nu cu el, cu ăsta. Cu altul mai mic, dar nu s-au dus la urmă, nici ceva. Acum aveți și câini buni și cam greu să intre acum sau să facă o pagubă. Da. Foarte greu. Dacă ai și câini... Dacă ai câini și-l sunt și-l sunt de la depărtare, să nu-l lăsă să apropie, nu numai când îi între ele. Păi când mă bag acolo pe hâțaie, îmblă când încolo, când la deal, când în vale, când... Peste tot îmblă, ca atât de numai. Dau de urme. Și de lupți, nu, n-ai auzit, nici vecinii, n-au avut nimica. Ăsta, care te-o chemat să merg la el. Nicu. Nicu? Are treabă cu lupți, toată seara. Toată seara? Toată seara. Ți-ai minte și când am fost prima dată la tine, toată seara acolo umblau oamenii cu lanternile. Da, acolo e tare. E lupărie mare. Tare lupos, da. Hei, bă, la val de acolo, hei. Ce cap. Uite de cap. Hei, muncile zici că e aproape, zici că ești aproape unde ești, dar nu e adevărat, că tot ai mers. Nu ți s-a întâmplat așa să ți se lovească oile, să ba te ceri un bolovan să le lovească? Și prin zona asta cumul să pot porni. Văd că și... bolovani mulți aici. Tu trebuie să știi că am înaintea lor, ca să nu... Că nu ești atâta mincinat, vine bolovanul în vale, da. S-a întâmplat. În primăvară mi-a lovit fie așa un bolovan, o neoriță. Am crezut că acolo rămâne, dar s-a ridicat. Au avut zile. Au avut zile. Zic, câinile astea mustășos, cam numai înapoi a lor, oriunde. Mă bag pe unul. Acolo în spate, la braz, da. Nu știu dacă se vede. Eu, da, el înapoi a lor. El numai așa, dacă îl chem eu, vine lângă mine. El... Cam numai înapoi. Mai rar așa câini care să știe unde e locul. Cangala, iară. Ia, și cangala, adună ea, capra bolnavă. Mai e corbul ăla care stă înapoi a lor, când mă bat pe-o hâțaie, dar am plecat aici pe lângă. Tăt, câini, câini bun. Cum zici că s-au format așa buni? Așa au fost de mici sau cânim. Ai lucrat și tu cu ei? Bă, nu
pot să zic că n-am lucrat și eu cu ei, că... Dar și rasa lor contează. Din ce câniți. Și să știe crescuți aici, să se formeze ei aici între oi. Să știe de oi. Cum ți-ai dus tu tăscățăi mici? Cum am tăscățăi? Când îi vezi noaptea că dorm cu oile. Abia aștept să-i filmăm și pe aia. Am cățelul ăla negru, semi-mustășos. Dormea într-o noapte pe oi, l-a lăsat aia să dormă pe el, în sașul. Aia o să iasă câini. Nu, dormea pe oi. Un pic de cățel, că e cât o mănușă. Nu contează să fie tăți faini, să facă treabă, să și grijească oile. Eu nu pot să zic că am câini așa faini. Îți câini de oi, de lucru, de munte, de... De grijă pe aici. Important că până acum n-ai avut nicio problemă. Dar nicio problemă, nicio pagubă. Doamne, îți mulțam, mulțumim lui Dumnezeu că a fost lângă noi. Mergem să bem un pic de apă rașă din pământ. Hai să vezi cum curge de faină. Curge direct de pe mușchi? Da. Uite tu, s-o și aburistică. E rășe, o, e rășe. Trebuie să ai grijă, mă. Aici nu te știi învățat cu apa asta. Eu o să învăța de câte ori trec de o apă rășe de aici. Ia uite-te tu ce bură are. Pune numai mâna pe sticlă. Foarte rășe. Bei? Da. Te apropii în ce de mulți. Da, merg pe treaba bună, câtă tămutare. Să merg, le mulgem. După care le mai scoți în porneală. Da, le ies în porneală. Ce frumos vin în linie. Unii meri înainte. N-am văzut că bobița tot îți prinde de botă, e bine? Da, ce nu, face? Nu, nu e bine ce face, dar așa, uite, așa e obișnuia lui. Da, uite că deja se cunosc colții lui acolo. Și așa face și carpul. Gata, bobița. Trebuie să-ți faci mâinile ăla, să-ți faci mai sus, să bagi altceva da. Mai sus. Bine, așa am cumpărat bota, dar era așa un pic mai sus, cred că nu mai prinde. Nu mai prinde. Era de fier. Merge parte pe acolo. Tu stai aici? Nu. Cât trebuie să mai fie? Și mă trebuie o cățelușă neagră. Ia așa, uite. Te. Ia așa, ia salată, uite, roade aici. Că fac figura, mă. Nu se înțeleg, așa-i? Nu. Zma fetiță. Fetele-s mai răutăcioasă. Deci ăsta e viitorul, așa-i, Ștefan? Da. Cât e femeile aici?
Și ce-al dracului aia? Aia tot seamănă cu câinele lui Sebi. Asta e viitorul. Dacă dă Dumnezeu și sănătos planul. E frumos, urechios, un Bucovina fain. Dar cățaua aia neagră de la galop, are cu țintul minte husky aia, când am fost prima da? Aia una neagră cu patru uci. Dar e faină cățaua și bună. Deci ca să înțeleagă toată lumea, uite cum ai făcut tu, ai adus cățăii de mici în munte. Da, ca să înveți aici. Să știe că-i calcă oie, că-i calcă un câine, că-i mușcă un câine, să știe să crească aici, nu acasă. Îi crește acasă, nu să știe aici când sar câini în pădure, când vine ursul, când vine lupul. Aici să se învețe ei, ăștia de micuți, aici în zâmbriță o văta cățaua și aici i-am adus. Ăștia nu au fost la tine acasă deloc? Nu, numai când i-am vaccinat și am adus înapoi. Deci toți au vaccinul făcute. Deci ca să crești câini de stână, de oi, trebuie să... Trebuie crescuți aici lângă oi. Și cu câinii să știe când bat și câinii noaptea să pleșe, să se ducă. Cu câinii care au experiență. Da. Eu mă gândesc că asta dacă e. Ridică-l un pic în brațe așa. Cât timp are? Două luni, ceva, câte trei. Frumos, mă. Și brezătura e frumoasă. Câte și are labele mari. Da. Și lung în picioare. Lung în picioare și în corp. O să iasă, o să iasă ceva face masiv. O să fie un mascul alfa aici la tine. Păi, ce-au s-a asta? Da, e frumoasă. E din tăi, din spate, aici, capat. Așa, hai. Vezi tu că și aici, mai să duc și cu oile, mai... Păi dorm noaptea aici, al trei oi. Noaptea dorm în trei oi, în sași. Ai zis că o dormi și pe oie. Și ăla, la negru, o dormi pe oie acasă, ăla, l-am dus la vaccinat. Bă, nu l-am mai adus dacă mă duc acasă. Și dormea pe oie. Plouă și când m-am mutat cu lanterna la deal, el pe oie. Dormea. Dar e fain, are așa un cap și un boț și niște urechi. E corb? E din cățaua asta de corp și din mustașosul ăsta meu, pestriță. Apoi s-a făcut așa un semi, nu, nici mox, nici... Barac. Fai, fain. Și până acum n-ai avut probleme, adică aici pe lângă... Nu. Nu, m-am într-o noapte, îmi s-o zvâric câinii aici în pădure, tot a fost tot. De când suntem veniți aici? Mai bat așa, dar nu să se... Ei fac la rămân noaptea, da. Dau după ăștia alții. Păi și bat. Că ai văzut, bat și când am venit eu, m-au luat în primire toți. Bat noaptea. Asta și cea mai dragă? E dragă așa, cum e formatul ei. Cealaltă nu e așa... N-are formatul ăsta. Un și asta să-i mărișoară. Aia o e un pic mai scurtă. Asta e mai lungă, la fel, mai... Da, mai lungă, mai mare. Voica. Le-am și pus nume. Le-ai pus la tăți? Da. La mei le-am pus, da. Asta e Voica, aia e Olga, asta e Brezu. Asta e Shakira. Celălalt de sus? Aia e Olga, de sus. Și ăsta? Ăștia nu sunt mei negri, ăștia doi. Zalui Iosif, nu știu ce numele puneau, bar n-am. A, ăștia doi sunt Zalui Iosif. Zalui, da. Gata, bă. Bă, rău, bă. Asta oricum are ceva bolă, cred că numesc. Ce? Numai nu se îngrașă deloc. Nu se îngrașă? E fătat, s-o fătat? Toată s-o fătat. Și când s-o montat, tot slabă a fost. Și după aceea, tot slabă. Numai nu. Are, eu mă gândesc că are ceva. Vezi tu cum te joci tu de mine cu cățăii și stai între ei și așa? Cineva dacă ar pune mâna pe tine sau să-ți facă rău, ar fi pe el. Bă, nu poate nimeni. Înțelegi? Și bă, nu poate nimeni să pune mâna pe mine, ori să facă ceva, Doamne ferește. Cam ce apără, cam trebuie să mă apără dacă ar fi o problemă de așa ceva. Ștefan, acum am văzut câteva imagini cu ursul ăla mare. Da. Ca să vadă lumea ce animale sălbatice te deranjează pe tine. Și
tot timpul ești în pericol aici și îți pui viața în pericol până la urmă. Cum ai spus că te-ai întâlnit cu el? Cum am întâlnit ziua mare, cum? S-a ridicat în două picioare, nu pot să-mi imaginez cum a putut să fie. A fost foarte mare, foarte mare. De-aia aici trebuie foarte mulți câini în munte. Păi ce fac? Ce fac cu 3-4 câini aici, în munte? Și poate număr din tăți. Păi și ai și să zic că... Și dacă sunt mai mulți și număr tăți, măcar bat acolo pe lângă tine, tot fac ceva. Și te scot dacă și cumva ai ceva. Acolo, da. După cum ai văzut și tu, au fost doi urși. Doi, trei de nu. Unul a fost ursoaica cu puiul și, și încă unul. Încă unul. No, aia sunt cât o vacă, mai mare decât o vacă. De-aia zic că în munte numai cine nu știe vorbește. Lașeți-i câini, lașeți-i ața câini. La... Eu știu lașeți în câini, că pentru ce țin. Să păzați cu ele, să... Și pe tine, bineînțeles, că până la urmă tu ești... Dacă ar și cază. O să vadă în videoclip. Urși, cum da. Circulă. Pe unde circulă coile. Pe unde circulă tu coile, exact. Pe acolo circulă și ursul. Pe acolo circulă și ursul. Și ursul, și vulpea, și cerbul, de și capriorul, de toate. Mă bucur că am lăsat camera și am surprins ca să vadă oamenii că nu-s numai vorbe. Exact. Nu-s vorbe. Sunt chiar niște realități care le trăiți voi aici. Exact. Și cu care vă confruntați zi de zi. De-aia zic și iar ajung, că mulți bă, critică, bă, la ce ții atâta mari de câine, la ce? Eu știu pentru ce țin, că știu ce e munce, că nu vin anul ăsta, e primul an care vin în munce, vin de ani de zile. Vezi tu, și cred că contează și locul unde ești pus, poziționat. Tu ești aici la marginea pădurii, cum să ia alții între voi, alelalte stânii sunt între voi. Dar nu cred că au chiar așa mari probleme. Nu, și uite, dacă poți să le filmezi, arată-le, e tot roată numai pădure. Roată pădure, dacă n-am avea, cred că stai și oricum. Am avea pagubă. Pagubă mare, ca și da. Și lupti, și da, urși. Vine din orice parte. Cum au vine? Și cum, mă, câtă mâncare le dai, mă, și dă după mâncare în blămă. De-aia trebuie câini în munte. Da, trebuie câini ca să se îngice unul pe altul, că... nu poți. Nu poți, da. La asemenea, păi... animale cum îți sur și așa, după exact. Cum îi pot vedea și în videoclip, e ceva incredibil de mare. Da, și într-o serie de 5-6 cățăi, nu știi care mări când sunt mari. Poate mă numai doi. Stai să ajungă să fie mari. Exact. Că și tu ții atâta de mult și acasă că nu știi cu cât o să rămâi. Ai, da. Ai zis că ți-a murit unul cu vaccinurile făcute. Cu vaccinurile făcute au murit acasă cățăl. Cam am și acasă trei. Am avut. Și mai au rămas doi. Și vaccinați. De-aia eu de-aia cresc mai mulți căței, că nu știu care rămân și care ies, nu știu care... De-aia țin mai mulți. Îți trebuie câine aici. Da, frații ăștia doi negri au ieșit foarte bun. Și cățaua și câine. Foarte bun ieșit, da. Au fost crescuți aici în niș. De niș. Așa i-ai adus de mici aici și da. Aici s-au lovit de toate problemele. Da. Și pe timp de ploaie cum se comportă câinii când îți vremurile alea urâte? Stau pe lângă voi? Foarte bine. Stau, dorm, că aici nu pot să dormă. Dorm între ei. Aproape tot spre dorm între ei. Când e timpul urât. Și când e timpul fain, numai... Să vezi numai cum dorm între ele noaptea. Da. Ștefan, ăsta e ultimul videoclip în munte pe în anul munte, ăsta. Pe anul ăsta. Da. Mi-a făcut plăcere astăzi că am stat cu tine. Și ne vedem la toamnă. La toamnă acolo pe să fim sănătoși. Da. Sper să treacă cât mai repede zilele astea, cât mai stai pe aici, să nu te deranjează ursul. O trece câteva zile, trec și ne îndreptăm noi la vale, ne ajunge. Avem mâncare acasă, la ele, la ui. Păcat să nu pași pe aia de acasă. Și mere la vale. Și ori menține și laptele. Da. Mai vezi și laptul cum tic și face brânză mai multă. Ce să zic, multă sănătate, să fii sănătos și
Să ne auzim cu bine, Ștefan. Să ne auzim cu bine, exact. Doamne ajută. Doamne ajută. Salutare. Salut.